La o oră diferență s-a prezentat la urne și omologul său de la Consiliul Județean, vicepreședintele Gheorghe Sorescu. Acesta a venit la vot în jurul orei 11 la Liceul de Artă Ștefan Luchian, afișând un zâmbet larg. Gheorghe Sorescu a votat cu speranța ca lucrurile să se schimbe în bine în țară, mai ales pentru generațiile ce vor veni. Cu siguranță am votat ca lucrurile în țara asta să meargă mult mai bine. Vreau să vă spun că mă bucur că înainte de a ajunge la secția de vot m-a sunat feciorul meu care este în străinătate și a reușit să voteze în Barcelona, deși el stă în Cambridge, dar sigur, acolo l-a prins votarea și sunt convins că votul de astăzi va face ca lucrurile să meargă mai bine, nu neapărat pentru noi, ci pentru cei care vor urma după noi și sigur că da, pentru generațiile viitoare. Vicepreședintele Consiliului Județean a declarat că este nevoie de o prezență cât mai mare la vot și a făcut și un apel. Cred că este nevoie de o prezență mult mai mare la vot și lumea se conștientizează că votul este, dacă vreți, unul foarte important pentru noi toți cetățenii României. Cu siguranță. Și chiar îi rog să iasă la vot. Liberalul s-a arătat optimist cu privire la mobilizarea electoratului și a mai adăugat că orice vot contează și astfel se poate face diferența.